moldfutbol.com, ultimele știri din fotbalul autohton, pe primul site de fotbal din Moldova. Cum te numești? Serge Mangoli. De cât timp ești stelist? De când sunt în Moldova, din 2004, când am sosit în Republica Moldova. Care e jucătorul tău preferat la Steaua București? Mie îmi place echipa. De la Tătărușanu până la atacanți care avem, Bilașco, Surdu, toată echipa îmi place. Cât sunteți în galerie? Suntem mulți șori. Mâine la stadion cred că la 500 de băieți o să fie. Ați pregătit ceva special? Da, da. Am pregătit un spectacol foarte bun. Păi ne bucură foarte mult primirea. Știam că avem suporteri mulți aici, dar nu ne așteptam să fie atât de cald. Ce să zic, sper mâine să vadă un meci frumos și în continuare sper să fie alături de noi meciurile noastre de campionat. Meciul de mâine este pentru dumneavoastră doar o plimbare sau este un meci serios? Nu, nici de cum. Pregătim un meci foarte important cu Timișoara, probabil cel mai important meci al returului și atunci vă dați seama că acordăm atenție deosebită acestei partide. De aceea am și ales să jucăm un meci internațional pentru că sunt convins nivelul va fi ridicat. Da, asta spuneam la început, plăcut, impresionați, o surpriză frumoasă, am să repet, știam că avem suporteri mulți aici, dar nu mă așteptam să ne primească atât de frumos. Cum vedeți nivelul fotbalului moldovenesc? Noi cunoaștem bine nivelul, este un nivel bun, sigur că nu se poate compara cu cele mari campionate, dar nici de cum nu trebuie tratat cu seriozitate, pentru că am văzut foarte multe meciuri bune ale echipelor moldovenești. Vă vom iubi mereu! Formidabil, vorbim mâine despre toate, da? moldfutbol.com. Самые свежие новости молдавского футбола на главном футбольном сайте страны.